Actualul șef de stat este tot mai aproape de un nou mandat. Cel puțin asta arată noul sondaj al Asociației Sociologilor și Demografilor, care îl plasează pe Igor Dodon în topul favoriților pentru președinție. Iar la un eventual scrutin parlamentar, Partidul Socialiștilor ar obține cele mai multe fotolii de deputat, arată sondajul. Studiul arată că fiecare al doilea cetățean este gata să-l voteze pe Igor Dodon la prezidențiale. Așadar, dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin pentru șefia țării, 48,9% dintre cetățenii care au deja o opțiune clară și-ar da votul pentru Igor Dodon. Pe locul al doilea se află Maia Sandu, care ar acumula 26,8%, iar pentru Andrei Năstase ar vota 7,5%. Pentru primarul din Bălți, Renato Usate, ar vota doar 5,6%, pentru Pavel Filip 2,6%, iar Ilan Șor ar acumula 2%. Același sondaj mai arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 4 partide ar intra în legislativ. Socialiștii ar obține aproape jumătate din voturi. Potrivit studiului, pentru PSRM ar vota 48,7% din alegătorii deciși. PAS ar acumula 26,9% din sufragii, iar Platforma da 7%. Pentru formațiunea Partidul Nostru ar vota 6,1% din cetățeni. Partidul Șor și Promoldova nu ar acumula cele 5% necesare pentru a trece pragul electoral. Conform expertului Ian Lis Nevski, dacă este luat în calcul repartizarea mandatelor într-un sistem proporțional cum este cel din Republica Moldova, rezultatele sunt următoarele. PSRM 56 de mandate, PAS 30, PPDA 8 deputați și formațiunea Partidul Nostru 6 mandate. Sondajul a fost efectuat la telefon în perioada 20-27 iunie pe un eșantion de 1127 de persoane. Marja de eroare este de 3%.